Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Mezina familiei răcise și avea nevoie de îngrijirile medicilor. Medicii au pus un diagnostic greu, pneumonie cu acumulare mare de lichid. Așa că singurul lucru de făcut a fost o operație pentru ca medicii să dreneze lichidul care se acumulase în plămâni. Vedeta a primit vestea ca pe un șoc, mai ales că în acel moment nu se afla alături de familia lui. Cu 4 zile mai devreme, vorbeam dacă să meargă sau să nu meargă la prima ei sărbare de la grădiniță, iar acum diagnosticul era de pneumonie cu acumulare mare de lichid. Roa și mama ei sunt urcate în ambulanță, traversează tot orașul și ajung la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie. Mi se părea că e prea mult pentru un copil. Într-o singură zi, Roa nu văzuse vreun salon de spital sau vreo cameră de gardă până la vârsta ei. Ambulanțele erau doar niște jucării din camera ei, în niciun caz o realitate, numai că realitatea era mai dură de atât. La Marie Curie am aflat ce o așteaptă pe Roa. Pneumonia era atât de agresivă încât medicii au hotărât să o opereze pentru a-i drena lichidul din plămâni. A povestit Mihai Morar: nu știu când v-ați simțit voi neputincioși ultima oară, dar neputința de a face ceva pentru copilul tău bolnav este, sigur, cel mai greu de dus dintre toate neputințele. Cred că de la moartea bunicilor mei n-am primit un mesaj mai dureros decât ăsta, a dezvăluit Mihai Morar pe YouTube. N-ar trebui să mai calculăm timpul în ore, în zile și nici măcar în ani. Ar trebui să-l calculăm în momentele în care ne-am făcut griji și în momentele în care ne facem griji degeaba. Și de cele mai multe ori, ne facem griji degeaba. A mai spus Mihai Morar. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.